Poți intra să te puși la șnicin. Dar eu nu cam curăță cu porțile. Și eu am făcut porțile astea, знаешь, la operatoră, să știu, nu mi-a putut încălzi. Sunt porți alături, normale, care se deschid normal. Звони, блядь, звони, когда события звони, не очкись. Понимаешь? А что, платишь мне по мате? Да. Не спонял с Константином Гата. На зио стимас журналист, стимат четатени Республики Молдова. Astăzi împreună cu colegii din Comitetul Executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova am convocat acest briefing. Vă mulțumim pentru prezență, pentru a expune poziția celui mai mare partid de opoziție vis-a-vis de demisia rușinoasă a guvernului Gavriliță și considerăm că este o măsură absolut întârziată. Pe parcursul a 18 luni am declarat în nenumărate rânduri că este cel mai slab, neprofesionist și irresponsabil guvern din istoria Republicii Moldova. Și la sigur în istoria statului acest guvern va rămâne ca un guvern al nereușitilor. Majorare vârstei de pensionare, politici antisociale, crize de proporții economică, lipsa dialogului cu mediul de afaceri, cu agricultură, lipsa performanțelor în toate domeniile și ceea ce este absolut deplorabil pentru viitorul Republicii Moldova, lichidarea universităților, reforma administrativ-teritorială neconsultată cu cetățenii țării și multe alte pretenții reforme care, de fapt, doar au dăunat cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi dorim să atragem atenție la o declarație sau la un citat al doamnei Gavriliță. Cu toții știm multe, mai multe citate nereușite a doamnei, dar astăzi a fost o citată foarte reușită, cum se zice, pasărea pe limba ei piere, a declarat că are tot suportul din partea partenerilor externi și a reiterat că totodată guvernarea nu se bucură de susținerea populară. Acest lucru este, de fapt, caracteristic pentru întreg regimul de guvernare. Ei au suportul extern și categoric nu au suportul popular. Acest lucru am reiterat în nenumărate ori și în Parlamentul Republicii Moldova și la zeci de proteste în fața Parlamentului și Guvernului. Atunci când m-a zis, când am reiterat că guvernarea practic trăiește în realitate paralelă și nu știe ce viață o duc cetățenii Republicii Moldova. Atunci când dânșii declarau triumfalist că lucrurile merg spre bine, că au succese și realizări.
Blocul comuniștilor și socialiștilor a fost foarte activ în Parlament și a înaintat mai multe moțiuni simple împotriva anumitor ministeri și miniștri și am înaintat și moțiunea de cenzură împotriva guvernului Gavriliță. Am adus multe argumente de ce acest guvern trebuie demis. Atunci, regimul de guvernare, cu spumă la gură, a apărat acest guvern și a zis că este cel mai bun guvern în istoria Republicii Moldova. Și uitați-vă la o scurtă distanță, dânșii de fapt recunosc că acest guvern nu este capabil să soluționeze probleme ce există în Republica Moldova. Mai multe probleme au fost generate și de ei. Atunci când, în loc să combată sărăcie și în loc să vină cu soluții, dânșii de fapt au răzbunat opoziția, au închis televiziuni și au făcut tot posibilul pentru a distruge democrația în Republica Moldova. În locul consolidării forțelor politice, în locul unui dialog sincer cu proprii cetățeni, dânșii au preferat să atace orice cetățean sau partid politic sau deputat care critică această guvernare și critică cu fapte, argumentat. Ce va fi mai departe? Considerăm că eșuarea guvernului Gavriliță este un eșec al întregii guvernări și a doamnei Sandu și a acestei majorități parlamentare. Dânșii au venit la guvernare prin promisiuni prea generoase și irealizabile. Astăzi cetățenii Republicii în absolută majoritate, asta o arată și sondaje și vizite noastre în teritorii, cetățenii vor altă guvernare și alt guvern, responsabil, profesionist, capabil să genereze soluții și capabil să ajute cetățenii Republicii Moldova. În aceste condiții, cetățenii vor alegeri parlamentare anticipate. Orice schimbări cosmetice în cadrul acestei guvernări nu vor soluționa probleme. Orice guvern temporar, orice guvern susținut de PAS va avea aceeași soartă ca și soarta guvernului Gavriliță. Partidul Socialiștilor a vizitat practic toate localitățile din țară. Cetățenii vor și au tot dreptul să aibă alegerile parlamentare anticipate și să reseteze acest parlament, care este departe de realitățile Republicii Moldova. O guvernare a declarațiilor sterile, o guvernare a oamenilor incompetenți. De aceea, PSRM nu poate participa la proceduri de investire a unui nou guvern în cadrul aceste majorități parlamentare. Noi considerăm că toate aceste lucruri sunt inutile. Informăm opinia publică că a câta oară se încalcă Constituția, acum colegul meu, Maxim Lebedinski, se va referi cu exactitate la norme legale care sunt încălcate, dar informăm opinia publică că, conform Constituției, urmează consultările cu fracțiunile parlamentare în vederea investirii unui nou guvern. Doamna Sandu, ca șef de stat, urmează să propună un candidat la prim-ministru. Aceste proceduri sunt consfințite de Constituție, aceste proceduri au termenii legali și aceste proceduri trebuie să respecte Parlamentul, care este principală forță în țară parlamentară. Cea mai mare forță de opoziție, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, a primit invitație cu 40 de minute înainte să vină la consultări la doamna Sandu. Este o bătaie de joc față de Parlament, este o bătaie de joc față de opoziție și față de propriul popor. Ori, deputații fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, fiind în exercitarea mandatului, au tot dreptul legal să obțină informații, să aibă consultări pe intern și să vină cu poziția publică. În mai puțin de o oră, este imposibil de a convoca 32 de deputați, de a desfășura consultări politice. În lipsa acestor proceduri, noi nu suntem în drept nici juridic, nici moral să venim la aceste consultări. Totodată este culmea obrăzniciei că
pe noi ne invită la pretinse consultări, în momentul în care la orele 15 și 30 deja a fost anunțată conferința de presă a doamnei Sandu. Deci, deja există poziția, deja există scenariu, deja există candidat și se mimează anumite proceduri. Parlamentul a câte oară este obstrucționat, legea și Constituția țării la fel. În aceste condiții, noi nu mergem la procedură mimată. Și noi pledăm în continuu pentru alegerile parlamentare anticipate. Iar ce ține de partea legală, rog colegul meu Maxim Lebedinski să aducă mai multă claritate ca cetățenii Republicii Moldova să fie informați corect despre tot ceea ce se întâmplă în clipele respective. Mulțumesc, stimate domnule Bătrâncea, stimați cetățeni. După căderea guvernului care a fost impus cu desâla societății, vedem o nouă tentativă de un mareaj artificial între o dorință de a investi de urgență un nou guvern cu societatea Republicii Moldova. Președintele Republicii Moldova este obligat să consulte toate fracțiunile parlamentare, indiferent de viziunile acestora, indiferent de preferințele personale a președintelui Republicii Moldova. Și acest lucru este statuat în articolul 98, alineatul 1 a Constituției Republicii Moldova. La fel și în practica sa, Curtea Constituțională, prin hotărârea 32 din anul 2015, precum și în alte hotărâri, cum este cea din 21, a indicat că asta este o obligație a președintelui și nu poate fi vorba despre o formalitate. Tentativa instituției prezidențiale de a convoca o ședință ad hoc este o tentativă de mimare a procesului de consultare a fracțiunilor parlamentare. În aceste circunstanțe nu poate fi impus nicio fracțiune și cu atât mai mult niciun deputat individual să-și formeze o opinie asupra unui dintre cele mai importante procese politice și sociale din țară. Ori politica guvernului și în special a candidatului la prim-ministru depinde de soarta întregii țări. În astfel de circunstanțe, până nu va fi convocată ședința fracțiunii în deplină componență ca fracțiunea să-și expună poziția, nu avem decât să-i spunem, doamne președinte, să aștepte când fracțiunea va decide să o invite sau să nu o invite cu o viziune asupra viitorului candidat la funcție de prim-ministru. În aceste circunstanțe, doamna președinte, trebuie să dea dovadă de fidelitate față de societate și nu față de interese politice, individuale sau de grup. În aceste circunstanțe trebuie să nu se aplice practica vicioasă cum a fost în vara anului 2019, când Curtea Constituțională aprecia termenul de 3 luni ca 90 de zile și ulterior rușinos revizuindu-și practica sa. În aceste circunstanțe, președintele Republicii Moldova trebuie să demonstreze că este garantul suveranității și nu promotorul anumitor interese politice. Ori atât Constituția, cât și practica Curții impune să respecte interesele întregii societăți. În cazul în care vom vedea că aceste acțiuni vor deraia, cu siguranță că reacția noastră va fi pe potrivă, democratică și legală. Dar cetățenii trebuie să știe că ei au dreptul ca procesul democratic să fie demonstrat prin acțiuni și nu prin vorbe. Vă mulțumim atât la această etapă din partea mea, dacă cineva din colegi mai dorește să completeze. Vă mulțumesc, stimați cetățeni, și pe parcurs vom veni cu reacții suplimentare. Vă mulțumesc.